Ceahlouă Piatra Neamț va întâlni vineri pe teren propriu pe Pandurii Târgu Jiu în etapa 20-a a treia returului Ligii 1. Disputa cu oltenii lui Edi Ordănescu este cea de-a doua din retur pentru jucătorii pietreni în fața propriilor suporteri, după ce în urmă cu două săptămâni au remizat 0-0 cu CFR Cluj. Tehnicianul Zemari a pregătit bine meciul cu Pandurii și așteaptă o atitudine pozitivă din partea elevilor lui. Vine una squadra molto forte che ha vinto le ultime partite, che ha vinto fuori casa bene, una squadra che ha tantissima qualità tecnica e anche di personalità. Questo ci difficulta ancora ulteriormente il nostro impegno, ma come dico sempre, cercheremo e giocheremo per vincere. Ne-am antrenat foarte bine și foarte intens pentru acest meci. Avem în față o echipă care în ultimele meciuri a câștigat toate partidele și va fi un meci foarte greu cu jucători de calitate, dar vom da tot ce putem mai bun pentru a trece de acest obstacol. Înaintea meciului direct de vineri, gazdele ocupă poziția 16-a în clasament cu 15 puncte, în timp ce Pandurii se află pe locul 9 cu 21 de puncte. Abbiamo analizzato un po' la squadra avversaria del Panduri, è una squadra, ripeto, tecnicamente molto forte, stanno bene. Hanno vinto con il Cluj 4-0 fuori casa. Sicuramente vogliono, come ha detto anche da un giocatore loro, vogliono arrivare in Europa. Sta a noi fare il nostro dovere, giochiamo in casa, nonostante tutte le difficoltà, credo in questo gruppo, credo che possiamo fare bene, possiamo portare a casa i tre punti. Questo dipenderà molto da come affronteremo la partita, da come inizieremo la partita. Este cu siguranță o echipă foarte bună din punct de vedere tehnic și foarte în formă la momentul acesta, dar și au ambiții de Europa League, cum se tot aude în ultima vreme. Suntem conștienți de acest fapt, dar am pregătit meciul tocmai pentru a purta cele trei puncte aici, pentru că este un moment foarte dificil și vom încerca să-i stopăm cum putem. Partida dintre Ceahlouă și Pandurii se joacă de la ora 18 pe stadionul municipal, în prologul etapei a 20-a, care se va încheia luni seară cu întâlnirea de la Mediaș dintre Gaz Metan și Rapid București.